Eu sunt Eda Marcus. Iar eu sunt Elvin Dandel. Și urmează o mare doamnă care va spune: eu sunt Corina! Eu sunt Corina marchează un moment remarcabil în istoria televiziunii noastre. E momentul primului show color al televiziunii române, care acum 40 de ani, în 1979, a câștigat premiul juriului la Festivalul de la Montreux. Dacă cineva se întreabă cine e Corina, vă răspundem că în ultimele decenii de istoria televiziunii de la noi putem vorbi doar de o singură Corina, pe care vă invităm să o aplaudați! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Bună seara! Bună seara! Doi îngerași! De pup! Să rămână! Dandel Junior! Mulțumesc frumos! Bună seara, maestre! Bună seara, maestre! La fel ca azi, în altă seară, am apărut la televizor. Era de fapt întâia oară când visam, sau poate doar speram, că am să mă lansez cu mare drag. Și astăzi mă bucur mult că ne revedem. Au trecut ani, au trecut ere, dar și azi, mai ales azi la cer, ca și atunci mă prezint. Bună seara și bine ați venit, eu sunt Corina. Vă invit să ne bucurăm, eu sunt Corina. Vă invit să predonăm un cântecel, vă asigur nu e greu de fel. Am ales un refren cunoscut, sunt refrene cu care ați crescut peste ani. Ce ne-aș da să dau timpul înapoi să fiu Corina? Cea de acum jumătate de veac, acea Corina și nu l-a mai lăsat. Cred că a fost un cer fermecat. Nu știu, Doamne, cum să-ți mulțumesc. Am atâtea să îți dăruiesc peste ani. Bună seara și bine ați venit, eu sunt Corina. Ce mai faceți, mereu v-am iubit, eu sunt Corina. Major, sau alegem ton mai ușor, chiar așa, și vom cânta. Chiar așa. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Să încercăm să oprim timpul, pentru că ne scapă printre degete! Să știți că mă aștept să cântăm împreună, da? Nici nu vezi
doar când ai ce-ai dorit. Fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să o păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată, frumos. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc baletul. Mulțumesc Bocuței, coreografa noastră. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor. Încă o dată bună seara. Sper că selecția mea de melodii să vă facă plăcere în această seară. Melodia care urmează a fost compusă în anii 70 de Mihai Constantinescu. E o melodie pe care n-am cântat-o de mult și vreau să o dedic tuturor celor care visează. E o melodie care mi-a adus mult succes și n-am cântat-o de mult. Nu te-am mai găsit. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Mă rog să cântăm împreună. La 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 la
e când stelele răsar, se ars puțin pe jar. Oh, oh, ce bine e, păi nimeni n-a murit de dor și de iubit. Și-atunci nu mai zic nimic. Păi, alta-i viitor, m-a pus pe hărnițel. Păi de ce? Păi uite așa vrea el. Am să-l omor, m-a nică nici nu rău. Păi de ce? Păi știi de ce e dorul tău? Nu mai ajuns să-l pus eu pe tot. Păi de ce? Păi uite n-am noroc. Am să-l omor, m-a nică nici nu rău. Păi de ce? Păi așa vreau eu. Păi așa vreau eu. Păi de ce? Păi așa vreau eu. Hei! Bravo! La 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 la. Încercăm împreună. Când am întâlnit, nu prea mi-ai plăcut. Îmi păreai un tip cam încrezut. Vai, cât te spuneai, vai, cât te măreai. Mă gândeam cu tine, nu am trai. Eu cu așa haiduc intru în buclub. N-o să știu pe unde s-o apuc. Inimioara mea tare se-ndoia să te las așa se cuvenea. Insistente și prudent, tu m-ai convins și n-am uitat. Cât de frumos tu m-ai rugat când repetai: mai dragă, hai, hai, lângă mine stai și ne vom iubi ca niciodată. Mai dragă, hai, hai, în trăsuri cu gaie vom trăi așa cum am visat. Mai dragă, hai, hai, în trăsuri cu gaie și ne vom iubi ca niciodată. Mai dragă, hai, hai, tu ești mare graie, tu ești cel mai tare bun băiat. Hey! Ia să vedem cine va fi de acord cu mine. Dragoste cu năbădăi, cu ochi buni și cu ochi răi, să nu bați cumva la poartă. Că dau drumul la dulăi și am câini și buni și răi, și să știi că iese ceartă. Dragoste îți faci de cap, dar de tine am să scap, chiar de mei lega tătușe. Nu mă prinde în zadar, nu mai am nici foc, nici jar, că mi-e inima cenușe. Dragoste cu năbădăi, nu mai ai ce căuta niciodată în viața mea. Dragoste cu năbădăi, cu ochi buni și cu ochi răi, să nu-mi bați cumva la poartă. Că dau drumul la dulăi și am câini și buni și răi, și să știi că iese ceartă. Dragoste îți faci de cap, dar de tine am să scap, chiar de mei lica cătușe. Nu mă prinde în zadar, nu mai am nici foc, nici jar, că mi-e inima cenușe. Dragoste cu năbădăi, nu mai ai ce căuta niciodată în viața mea. Tagadam, tagadagada, tagadam, tam, tagadagada. Tagadagada, 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 tagadagada.
Este onoare pentru mine nu numai să fiu aici în această seară, ci să amintesc câteva dintre marile nume de compozitori români: Ion Cristinoiu, Vasile Veselovski, dintre cei care sunt un pic departe de noi, Marius Țeicu, Horia Moculescu, și bineînțeles ne întoarcem la Ion Cristinoiu, cu care am lucrat foarte mulți ani. Iată o melodie necântată de mult. Maestre, poftiți! Uite nostalgia, nu mai lăcrima, și din ochi albaștri ștergeți lacrima. Uite nostalgia, e un subiect trecut, cântă bucuria că ne-am cunoscut. O iubire veche lasă amintiri, dar și că-i deschise spre noi iubiri, umbre de tristețe chiar te decuprim, soarele apare cândva zâmbind. Uite nostalgia, nu vorbi de ea, și din ochii albaștri ștergeți lacrima. Uite nostalgia, e un subiect trecut, cântă bucuria că ne-am cunoscut. Uite nostalgia, nu vorbi de ea, și din ochii albaștri ștergeți lacrima. Oh yeah, yeah, yeah. Și din ochii albaștri ștergeți lacrima. Uite nostalgia, excepțional. Doamnelor și domnilor, fiecare solist se consideră câteodată un neîmplinit. Oricâte genuri ar cânta, oricât de mult succes ar avea, tot îi se pare că există undeva un gen pe care nu l-a făcut încă. Așa încât în această seară dați-mi voie să-mi încerc talentul în romanță. Vă rog să vă pregătiți batistele, șervețelele. Vă rog frumos, să-mi dați o mână de ajutor, pentru că am emoții. Așa. Uite, avem tot decorul aranjat. Mă uitați că stau cu spatele. Are cineva un șervețel? Pentru că eu deja am început să plâng, pentru că este să apropie un moment. Așa. Mai strebin-o mai aproape de mine. Ah. Ah. A, nu, stai că e partea asta să stă. Pardon. Aici să stă. Vine sau nu vine, dați-mi un răspuns. Nu cred chiar de mine să se fi ascuns. Unde umblă, unde este, de mi-ar da măcar o veste, să știu că există și mi-ar fi de ajuns. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu plop, strada Speranței la parte. O mai aștept și mai sper să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea, când vă întâlniți cu fericire.
pătură pe nectar, în cupa plină de amar. Și-ntr-o dimineață, dacă va veni, poate stași o viață, poate stași o zi, până la răsărit de lună, să ne spună noapte bună, dar să plece numai când vom adormi. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu bloc, strada Speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea, când vă întâlniți cu fericirea, să-mi doarne doar o picătură de nectar, în cupa plină de amar. Să-i amintiți, vă rog frumos, când vă întâlniți, vă iubesc, casa cu bloc, la parte, la Brașov, o mai așteptăm și încă o strofă. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea, când vă întâlniți, mersi Andrei, cu fericire, casa cu toți. Era la aia cu masa. Mai bine că am greșit, că nu-mi place aia cu picătura de amar. Nu, 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 aia o transformăm în gândire pozitivă, în cupa plină de speranță, de bani, de bucurie, de zen. Hai încă o dată, tare. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți toată lumea cu fericirea, casa cu bloc, strada Speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Yeah! Ionel și Andrei Tudor, alături de orchestra extraordinară. Vreau să-i mulțumesc lui Liviu Elecheș, maestrul nostru de sunet, lui Liana Elecheș, la toată echipa, staff-ul TVR. Vă mulțumesc nu numai că m-ați invitat, ci că m-ați ținut de mână până am intrat în scenă. Și acum, provocare, provocare. Să rămână, mulțumesc. Provocare mare. Voi sunteți mici și n-aveți de unde să știți că eu când am debutat, prima melodie cunoscută pe care am cântat-o a fost Valurile Dunării. În primul rând o dedic tuturor drumurilor voastre câte mare din anul ăsta. Așa. Dar cel mai frumos ar fi să o cântăm, pentru că este cea mai cunoscută o bijuterie muzicală românească. Aparține lui Ivanovici și cu siguranță o să o cântăm împreună într-o nouă orchestrație de excepție a lui Ionel Tudor. Cântecul lui, cântul lui
asta. Vă mulțumesc pentru brichetele. Pregătiți-vă, vă rog. Pregătiți-vă să cântăm împreună, vă rog. La 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 la, ce frumos. Mulțumesc. La 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 la. Haideți cu toții, vă rog. Barca pe valuri plutește ușor, dar cine înghină un chip așa cum toți. La 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 la. Vai, ce frumos e. La 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 la. Vă mulțumesc din inimă, vă mulțumesc, vă doresc sănătate, o toamnă fructuoasă și Doamne ajută să avem o iarnă ușoară. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc Ionel Tudor, Andrei Tudor, Orchestra Reunită, Filarmonica Brașov, împreună cu Big Band-ul Radio. Opera Brașov alături de Big Band-ul Ionel Tudor. Mulțumesc, iubita mea. Mulțumesc pentru Corina. Mulțumesc, Elvin, mulțumesc, Eda. Noi mulțumim. Vinți, vă rog frumos, adresa mea.